Salut, dragii mei prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Transparențelor în care am doi oaspeți de seamă. Pe unul știți deja, pe altul îl veți afla acum. În primul rând este vorba de, era să zic chiar, excelența sa și n-aș greși, pentru că e și diplomat, dar e și coleg al nostru cărturar, antropolog cultural în esență, domnul Daniel Silva Pârtigao. 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 Prdiga. Te rog să mă dacă am Nu, nu, nu e prezentarea... sonoritatea limbii române seamănă cu cea a limbii portugheze și ai pronunțat foarte bine. Îți mulțumesc pentru curtenie. Alături de el și chiar în fața mea este reputatul bineștiutul poet, gezolog și uh, uh, lider al uh, ceea ce numim noi o instituție uh, iubită și prețuită la Cluj, Casa do Brasil. Virgil Mihaiu. Gil, dragule, bine ai revenit Bun. alături de prietenul tău și cu un alt prieten care cred că sunt eu, pentru că avem, avem o discuție care se întinde în fața mea ca un peisaj mirific, cu savane, cu cu munți, cu vorbim aici despre despre Portugalia, despre semnificația ei și universală și culturală și românească până la urmă. Printr-un reprezentant de seamă al, al acestei țări minunate, un reprezentant care e cumva aproape român, sau nici nu știu dacă nu e mai mult român pe o anumită latură a personalității sale. Daniela, ai și studiat, ai făcut studii la noi, da, Eu mai am sosit uh, practic uh, copil uh, în 1962 <laughs> și am intrat, cred, în clasa 5 -a, uh, și atât de apropiate sunt limbile noastre, încât în primul, din primul trimestru eu vorbeam și scriam românește. <laughs> Mare lucru. Și din acest an și până acum 3-4 ani, eu mi-am petrecut în diferite etapele vieții mele, cam o treime din viața mea în această frumoasă țară. <laughs> de mai de la latină, de la Orientul European care este România. Deci tu spui că uh, vorbești atât de bine limba română datorită apropierii dintre limbile noastre, nu a talentului tău nativ pentru limb străine. Da, eu îmi amintesc că înainte de a veni în România stătusem cu familia părinții un an în, la Praga și n-am reușit să însușesc mai mult de 3-4 cuvinte în limba cehă. Dar în România, să susțin de România, după 3 luni eu vorbeam o română bine. Nu exact Probabil că e vorba de dansul va, vocalelor în raport cu dansul consoanelor. Este, mie româna mi s-a părut o italiană, o, da? o limbă <laughs> muzicală frumoasă și cu un vocabular care mi este, ne este familiar nouă portugheșilor. Un român poate învăța portugheza în, într-o lună, nu în trei luni. Serios? Uh, așa e Gil. Uh, un da. portughez uh, din cauza că ați păstrat declinațiile latine ale articolului, substantivului și adjectivului, va uh, vorbi mai puțin corect limba română decât vorbește un, portughez, un român limba portugheză. Foarte interesant. Adică știu care sunt dificultățile maghiarului care vorbește română. Are acolo probleme cu, cu genurile. Încurcă femininul cu masculinul, cu. Dar pentru portughez, unde apar dificultățile corecte? Nu, în declinarea, începând cu articolul, cu da? în declinarea cuvintelor. Da. În timp ce în portughez un substantiv are singular și plural, eventualmente femininul și masculinul, în limba română sunt vreo șase, șapte da. forme de a uh, îngena același cuvânt. Cum complicăm noi lucrurile. Uh, da, masă, mese, meselor, mese. Plural e neregulat. Mm -hmm. Mm -hmm. Fortul, <laughs> da. mm -hmm. Gil, tu în cât timp ai învățat uh, portugheză? Știu că ești pasionat. Grație, grație iar. lui Marian Papa Băi, din primul, cum să spun, aveam spaniola la bază, și când a venit el înapoi de la studiile din Italia și din, din Portugalia, a înființat și catedra de italianistică și cea de luso-brazilianistică de la Cluj. Și am fost prin primul student. Eram și amici din infanță, din, din copilărie, dar uh, m-am nimerit să fiu în prima grupă care a studiat portugheza cu Marian. Privilegiu. Ai amintiri istorice, da, realmente. Absolut, absolut. <laughs> Ai idee și cum învățase el portugheza? Cum, cum Eu nu știu că... cum, dar ah, extraordinar e, de bine. Întâmplător da. Da. știu. Da. Marian da? se afla uh, La cu o bursă în Italia și a... Uh, uh, S-a nimerit să fie uh, elevul și, uh, sau studentul și discipolul da. uh, uh, unei uh, italianiste care este și o mare lusitanistă uh, italiană. Era. Da. Uh, Stegano Picchio. Luciana, Luciana Stegano Picchio. Stegano Picchio. Da. Iar Luciana i-a spus așa, latină, latină, dar uh, trebuie să înveți și portugheza. Da. Și a făcut rost de o bursă Gulbenkian da. Care este un binefăcător al culturii portugheze Un armean binefăcător al culturii portugheze Cu o fundație pe care Mulți români o cunosc uh -huh. Și uh, Marian Papahage a venit în Portugalia Și a stat șase luni A învățat portugheza temenic Și nu numai că a învățat portugheza temenic Dar a, a și uh, adorat Portugheza Eu l-am reîntâlnit mai târziu da. Am avut onarea să l întâlnesc vice-rector Al Universității din Cluj și mi-a împărtășit această fascinație a lui pentru cultura portugheză europeană, dar și pentru cultura portugheză de dincolo de ocean, Daila, cea braziliană. Scuze, a avut șansa de a-l avea ca profesor pe unul din mari poezi braziliani, pe Murilu Mendes. Deci, Aha, da. Privilegiu Care era mariat cu fica unui celebru uh, Istoric portughez Și da. care este înhumat În Duș Prazăreș, cimitirul Duș prazereș Cimitirul plăcerilor din Lisabona Așa E un cimitir Într-adevăr În care de altfel a fost înlumat și faimosul poet Fernando Pessoa el între timp a fost transladat în mănăstirea noastră Ex Librisul. Datorită prestigiului lui. Datorită nu? prestigiului lui, unde se este și un epitaf al lui Camoinș. El care s-a crezut un nou Camoinș. Și într un Realmente, fel a fost... Avea asta. Da, 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 a vorbit, eu sunt un, super sunt un super Camões. <laughs> <un super Camonj. laughs> și este și el transladat în această mănăstire a ieronimilor, unde, în general, toți vizitatorii importanți, când sosesc la Lisabona, depun o corare de flori la epitaful lui Camões, mare lui Luis Vaz de Camões, poetul nostru uh, emblematic, să spunem așa, cel care în, uh, în epopeea lui uh, despre Lusiada și despre Lusitani, uh, a, într-un fel, a pus pe cetea pe, pe destinul istoric al portughezilor. Adică ne-am conformat cu această viziune pe care a avut-o atunci în secolul 16, 15 uh, și uh, uh, Fernando Pessoa a vrut să reia această viziune oarecum mesianică, să spunem. Da, și uh, am avut plăcerea să-l cunosc și pe traducătorul român al lui Fernando Pessoa, poetul din Ufrămând, aici, din, din Transilvania voastră. Așa e. Uh, și la un moment dat el era uh, uh, pivot la Radio France International, iar eu când uh, făceam drumurile mele uh, spre uh -huh. România, poposeam la Paris, unde locuiau părinții și uh, am avut prilejul de multe ori să intru pe microfoanele uh, lui France International uh, cu uh, interlocutor poetul vorbind despre această axă uh, Lisabona-București sau Portugalia-România care este o axă a latinității a Imperiului roman și care într-adevăr ne leagă peste alte popoare care între timp au, re... au venit în Europa asta noastră și ne-au întrerupt multe veacuri legătura <laughs> directă. Dar care e funcțional regăsită. E... Și a fost regăsită de mari autori români care au avut prilejul să poposească prin Portugalia, cum a fost Blaga. Tan Silvanul, poet. Da, surse de inspirație da, care are printre, în poezia lui și un ciclu numit de critici, ciclul Lusitane, adică inspirat din da. trăirile lui de diplomat, de Cred ambasador. Cred că a fost acolo chiar apogeul carierei lui diplomat, nu? Absolut. E, cumva, Eu apogeul a fost, a fost singura lui postură de ambasador. De ambasador. Integral. Da? Da. Era cumva un răsplată pentru mm -hmm. faptul că fusese secretar de, sta, secretar de stat la Ministerul de Externe. Mm -hmm. un, da. uh, un job foarte uh, obositor. Și atunci uh, i-au oferit acest uh, loc oarecum de repaus, această pace sorine, cum zice el, sub vraja oceanului și a luminii. Și pe urmă Mircea Iliade, care a trăit 5 ani în Portugalia, an cumplit de război în Europa, unde Portugalia Datorită poziției sale geografice și uh, înțelepciunii dictatorului de atunci, Salazar, care nu s-a angajat în niciuna dintre părțile conflictului, a fost prudent. a putut da. să trăiască în pace și să producă mai departe uh, erudiția lui uh, binecunoscută. Da, mi-am amintesc momentul când a fost publicat jurnalul lui portughez, a fost e, un eveniment, no, exact. foarte interesant și cu <coughs> substanțiale observații. Dar Vine, era foarte angajat și în cultura portugheză, el a de neapărat da. să... Dar, apropo, da. pe ICR Lisabona, la fundarea căre, căruia am contribuit... A... Chiar la fondare ai contribuit, știu da. că ai fost director. un director cu fondator, pentru da. că s-a inaugurat în 7 martie 2007 de o centenarul lui Eliade, fără să fi planificat. Splendid. Ignoram. a acest participat acestui. și nepotul său, Sorin Alexandrescu. Exact. Da, și atunci da. ați dezbătut toată, Da, a fost un colocviu. Da, da, s-a organizat o, un colocviu la Facultatea fost, de Litere din Lisabona frumos, da. Ai fost și tu, Daniel? Ai am fost, fost da. și eu, am fost Daniel. și eu. Uh, Era perioada în care erai acasă. Uh, uh, nu, uh, uh, da. Nu, uh, eu revenind după Revoluția din aprilie 74, o Revoluție demo, uh, care, deși a fost uh, făcută de armată, în mod uh, oarecum uh, rar în istorie, a fost o devoluție democratică și nu o revoluție. Da, a stabilit uh, un regim totalitar. Totalitară militarist. și militariste? Da. Uh, și uh, în urma acestei revoluții, eu am revenit și am fost pe loc uh, cooptat uh, profesor-universitar la Facultatea de Litere din Lisabona, pornind de la ideea că. Uh, E nevoie de tine. Nu, și mai ales că o formare culturală în Europa de Est, unde un în important. România, era, era un atu important. Adică înțelegeai eu, partea asta de continent din da, interior. Da. Erai până și atunci. avea această parte de continent avea prestigiu, pe atunci în Portugalia și nu numai. Mi-am când m-am înscris la Sorbona în Franța, uh -huh. la Cursurile de filozofie ale profesorului Vladimir Jean Kellevich, un mare filozof francez. Mare muzicolog. Vladimir Asta și Cum? muzicolog. Astea, și reșipianul. pianist. Da? Da, da. Și Jean Kelevici m-a întrebat da, de unde, unde ați studiat filozofia, pentru că eram uh, într-un doctorat la el. Și am zis uh, oarecum uh, tipid, uh, Știți, într-o universitate din Est, la București. Și el mi-a răspuns... Fi pe pace, fi convins că știi mai multă filozofie decât colegii tăi de la Sorbona de după mai 68. 68 că și da. revoluția și culturală. Aveau da, în legătură da. cu tinerii revoltați de atunci. <laughs> Așa. Da, excepțional. Da, și uh, fructul acestei conexiuni este doctoratul pe tema pe care a de descris-o în acest volum. Um, Să arătăm volumul celor o, care ne privesc. O carte de referință. Rarisim și în același timp foarte prețios, mi se pare mie. Da. Precum le va părea tuturor iubitorilor lui Matei Jean Caragiale. <laughs> Matei Jean. <laughs> Singurul nobil autointitulat care și-a ridicat pavilion la Moșie nu? <laughs> eu eu ți-am fost coleg la Lisabona cumva, pentru că, deși am o pregătire ca filozof și antropolog, am fost profesor la Departamentul de Istorie. Da. Și într-o zi, ambasada României de atunci la Lisabona. Era disperată că lipseau uh, lectorii de limba română de la lectorat și rămăseseră studenții înscriși la limba română fără um, lector la jumătatea anului. Se pare că doamna Ceaușescu atunci a bifat uh, din a tăiat, uh, lectorii da. care plecau în străinătate și uh, ambasada a intervenit și mi-a spus dacă ați putea să ne salvați să urcați la etaj la lingvistică <laughs> și să, să predați până la sfârșitul anului limba română. Sunteți perfect capabil să o faceți. Eu am zis, doamnă, nu sunt... Era o doamnă ambasadoră, Larisa da? Muntean. Nu, nu sunt, propriu zis, pregătit ca să fiu profesor de limbă vie. <laughs> dar aș putea, poate, așa, pe linie culturală, literară, să încerc. E un interimat, nu o să dureze multe. Hey. Până la urmă, acest interimat a durat 9 ani. <laughs> Ai fost prețuit. <laughs> da, da, da. Și aveam, am, am avut, făcut performanță de a avea peste 35 de studenți la limba română. Din păcate, foarte puțin au dat continuitate acestui învățământ. Dar poate că dar, măcar câte o vorbă bună le vine din... Da, dar a, ulterior a fost a -a. foarte greu altor lectori să reunească atâția <găștia> studii. Cred, cred, pentru că vorbește extraordinar, cunoști toate ițele în cultura noastră na. și, în plus... Le știi și pe cele portugheze. Da, asta m-a asta ajutat în sensul că știam care sunt dificultățile unui cititor portughez de bună să înțeleagă realitatea românească. Vă dau un exemplu. Da. Dădeam de, de citit pădurea spânzuraților. fă o un rezumat. Ei, pădurea spânzuraților a lui Liviu Revereanu vorbește despre un român din ardeal din imperiu care este obligat să lupte împotriva fraților săi din vechiul regat dar asta pentru un portughez este o confuzie totală. Ce aia imperiu? Care imperiu? Ce regat? Și cum adică a fost pânzurat pentru că n-a vrut să lupte împotriva... Păi de ce n-a vrut? Totul era absolut... trebuia să-i faci o, o introducere... Uh, istorică, acolo istoricul... Uh, Istoric, da, ca să priceapă uițele toate. acestui roman. Dar explică-mi, te rog, și poate ne ajută și Virgil. Eu am doi pricepeți o sumedenie față de mine, care încă nu pricep și de asta vă întreb. Portugalia, o țară nu foarte vastă, nu e Rusia, nu e China, vorba aceea, <coughs> a reușit să se întindă, să devină și o parte de Africă, a reușit să devină și o parte de America. Până astăzi, în aceste locuri, se vorbește portugheza, Există cultură portugheză. Știu, am avea nevoie de 10 emisiuni pentru asta, dar o mică. Există un, un tratat pe care de altfel l-am oferit mm -hmm. în textul original lui Virgil, Virgil da, 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 da. care a fost semnat la Tur de Silias, mm -hmm. pe la 1500, <coughs> secolul XVI, între Portugalia și Spania care s- a decis ca jumătate din glob, cea să spunem nordică, s- a trasat așa o linie oblică pe, pe glob și s a decis ca jumătatea de nord să aparțină Spaniei și jumătatea de sud să aparțină Portugaliei. Deci aceste două națiuni iberice în momentul lor mai, de mai mare strălucire maritimă au împărțit globul în două părți. Și astăzi, pe tema Portugaliei, există această sferă a globului cu această linie trasată la Tor de Silias în care jumătatea de jos ne aparținea. Jumătatea de jos presupunea Africa. Și prin Africa, portughezii au îndrăznit să ocolească drumul Mătăsii, care era ocupat de turci și de musulmani, și să prin Africa, astăzi de sud, să ajungă în Oceanul Indic și de acolo în India, unde au stabilit o, un imperiu, să-i spunem, cu capitala în orașul Goa, în statul Goa, astăzi din India. Uh, și din acest imperiu au adus faimoasele mirodenii care erau atât de necesare în Europa, pentru că neavând frigidere, Europa uh, trebuia să mănânce uh, cărnuri cam fe fezonate, așa, ori și repede, uh, ori cu un pic vin. de piper și da. de uh, uh, cravinio și alte mirodenii, uh, se mai uh, atenua. Cravinio ce-o fi? Cuișoară. Cuișoare? Cuișoare? Cuișoarele, Cuișoarele, da? Cuișoarele, da? celebrele Din da, Ca în Ravinio. Da, da. Și nu-i e augmentativ. Da? Da, înseamnă poternică, dar fiind care terminația au, este puternicioiu. Pot, <laughs> da, sunt uh, pe lista de telefoane portugheze. Exista un întreg bestiar. <laughs> de la coelho la. la uh, Iepurila. Deci, Iepurila. de la iepure, Iepurila. capră, leu, uh, lup, uh, la. lobo Lobu, Lobu Antune. Nu știu ce să cred, națiune de vânători sau heraldică foarte bine pusă la punct. heraldică foarte. Uh, nu, bine. este povestea. Uh, care nu, ne, nu, nu, e spre prestigiul nostru, de faptul că i-am forțat pe evrei să se boteze de a, creștini. Și numea botezul de-am picioarele. Adică nu-l mai duceam la Cristeliță. Repede, repede. Se trim, episcopul venea și arunca apă, Fințită. de a Da. gata, sunteți creștini. Dacă nu acceptați să rămân copiii la noi, voi puteți pleca. Copiii rămâneau? Da, dar copiii rămâneau, erau deja creștinizați. Uh, și uh, mulți evrei au plecat atunci uh, pe șest, mulți dintre ei. Uh, dar cei care au rămas au primit, nu puteau primi nume de veche aristocrație portugheză. Trebuia să primească nume noi, nume de păsă, nume de plante sau numele de uh, da. animale. Uh, motiv pentru care bestiarul acestui liste telefonice era mare și uh, o glumă frecventă și stupidă era să telefonezi domnul iepure, da, pum pum, v-am ucis. <laughs> <laughs> dur, dur de tot. Da. Uh, revenind la, la acest tratat între Spania și Portugalia care e istoric și care pe mine mă impresionează prin uh, semeția, aroganța, ca să-i spun așa, celor două națiuni care ziceau restul pământului e al nostru, doar noi să ne înțelegem între noi. Da, <gură> pentru că era una... Anglia încă nu avea uh, puterea maritimă, care mai târziu a domnit-o. Uh, și Olanda... Pe, pe vremea lui Cromwell, nu? Cu actele de navigat, e, Da, da, atunci. da. Pe BNM-a Da. Uh, și uh, nici Franța nu avea încă o frată strălușită, iar Olanda a căpătat-o datorită multă acestor evrei fugiți din Portugalia Care erau evrei de limbă portugheză și de nație portugheză Așa se numeau în Olanda Unde de altfel cea mai veche și mai celebră sinagogă Se numește sinagogă ca portughezilor da. Ei se identificau cu țara pe care o părăsise și Țara pe care, care i-a expulzat da. Vezi Finoza. Spinoza e deja un nepot De evreu portughez Da Olanda a, și-a construit un imperiu Mult pe urmele imperiului portughez Pe care a știut oarecum să-l distrugă în, în Asia Dar nu și în Brazilia Acolo, Acolo e, Care oarecum Era aproape de această Oblică da. <sus> dar era um, continentul sud-american fiind foarte uh, lat spre est, uh, o parte mare din uh, această America de Sud rămânea în partea sudică a po potențialelor uh, colonii portugheze. Drept care uh, Alvaroș Cabral, amiralul care a organizat o flotă spre India, în mod întâmplător, sau poate nu, nu se știe nici astăzi dacă a fost o întâmplare. A, a, spunem, noi a descoperit Brazilia. Bine, a descoperit, nu putem spune că a descoperit-o, că ea exista, dar așa e cunoscut de Santul lui în pământurile de Veracruz, cum erau numite atunci, mai târziu a devenit Brazil, pentru că ei au un arbore care se numește Braz. Brazil, Brazil. Da? și da. de acolo veneau trunchiul acestui arbore și a rămas cunoscută ca Brazil. Uh -huh. Uh, Era cruz fiind simbolul adevărat al Adevărat a cruce. A cruce, da, <laughs> pentru că primul lucru pe care l-au făcut portughezii a fost să uh, facă mai decât o slujbă în uh, grațierea. Iar cronicarul, care este din orașul meu natal, cronicarul acestei uh, expediții, îi scrie imediat regiului portughez, am descoperit un nou domeniu pentru dumneavoastră, pentru majestatea voastră, un domeniu care este, dacă nu este uh, paradisul, este pe aproape. Fantastic. Pentru că ei au fost uluiți impresia. de acești indieni care veneau goi și aceste femei ce care zice și arată rușinea, dar nu le este rușine, pentru că sunt atât de pure și atât de frumoase încât... Rigorile e, oamenilor biserici erau... Da, cădeaui, da, în da. Ala, ei era închiziție, erau da, toți da. mascați. Acești indieni păreau că trăiesc în, în epoca anamică și, și că acolo trebuie să fie paradisul. Plus junglă, plus papagale colorați, plus... Toate acestea, da, 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 și plus. aurul pe care l-au văzut cu ochi de, de, mare de mare interes pe gâtul acestor indieni da. au și convins pe patru dintre ei să vină până la Lisabona să arate acest aur regele. Ceputurile <laughs> turismului. Da. <laughs> da, și Cu turism deloc loc. Uh, interesat totuși. Felul ăsta s-a da. înființat cea care a devenit cea mai... Uh, importantă colonia noastră mm -hmm. până în secolul 8, 18, 19. 19. E, colonie care la un moment dat era atât de importantă încât am proclamat-o regat Hmm. Și am creat un regat unit uh, al Portugaliei cu Brazilia. Hmm. Un regat unit care n-a durat mult, din păcate. A durat vreo 20 de ani cu capitala la Rio de Janeiro. La Rio de Janeiro. Deci capitala Portugaliei era, capital. era la Rio de Janeiro. Da, e un caz unic se, în istoria Europei. Se mutase și majestatea Absolut. sa acolo. Se mutase toată curtea de frica lui Napoleon. Ucidere în Brazilia și au proclamat Brazilia Regat și capitala Rio de Janeiro. Exact. E un caz unic în istoria Europei, în care o țară e, își mută e, capitala, de colonia sa și, și devine. Da. Da, na, na. <laughs> vreau să vă arăt câteva cărți, după care vreau să revin și la cele de pe masă. Anul ăsta se întâmplă să fie centenarul nașterii Monicăi Lovinescu, un critic literar reputat, nu doar un critic literar, zice chiar că și un ideolog oarecum, dar în primul rând vocea Europei Libere pe care noi am ascultat-o decenii la rând, de prin 1962. Mm. Și cu acest prilej a fost editată o serie de cărți care cuprind până la urmă cum să-i spun? Chintesența, chintesența uh, uh, operei uh, minunatei uh, Voci și minunatului Spirit al Monicăi Lovinescu. Uh, una foarte importantă dintre aceste cărți este O istorie a literaturii române pe unde scurte, între 1960 și 2000. Totuși, patru decenii de, de uh, reflexie asupra literaturii române, mai ales a unei literaturi române supuse un examen critic neinhibat de cenzură, nu e lucru puțin. Apoi s-a editat tot acum și o culegere din textele, să zicem, de relevanță morală, a moralistului care a fost Monica Lovinescu, e vorba despre Etica Neuitării, o antologie făcută de asta dată de Vladimir Tismăneanu și o lectură, cred, necesară, care, cum să zic, mai mai ciupește din aripile relativismului. Monica Lovinescu, în privat, ținea și un jurnal. El a fost publicat in extenso, dar acum se oferă unei noi generații de cititori, tinerilor care au ratat prima editare, cea din anii 90-2000, jurnalul esențial al Monica Lovinescu. Eu cred că e un lucru e, minunat. Am constatat în mai multe țări, în primul rând în Italia, când eram acolo cu o bursă, e, atunci când se lansa un autor, se lansa cu mai multe cărți deodată. Eu am prins lansarea Izabelei Alende, mm. care era tocmai atunci tradusă prin 1995 în Italia cărțile ei plus o monografie despre. Adică ți se punea la dispoziție un covor livresc binevenit. Și în fine avem pentru cei care încă mai posedă pe computerele lor un cititor de CD-uri și de DVD-uri, avem un DVD, aici e Radio Europa Liberă cu Monica Lovinescu și Virgilie Runca cu vocile lor, discutând va cu Mircea Eliade, Bacu Eugen Ionescu, Eugen Ionescu, foarte, foarte bine venit. Mă întreb numai dacă n-ar fi fost foarte potrivit să se scoată și niște sticuri de memorie cu aceste înregistrări, fiindcă, repet, computerele mai recente nu prea mai, nu prea mai au cititorul respectiv. În fine, memoriile Monica Lovinescu puse sub titlul La apa Vavilonului, care ne amintește sigur de The, după cum știm, acolo șezum și plânsem. <laughs> mm -hmm. Memorii admirabil scrise de fica lui Eugen Lovinescu. L-aș recomanda atenției publice a tuturor prietenilor mei, pentru că, realmente, e un nume a cărui rezonanță va continua să crească, cred. Voi face translația ușoară din nou mm -hmm. înspre universul portocaliei, cum unii spun cu da, drag. Da, da luso-brazilian. Așa, care? vezi că e Rio de Janeiro. Foarte bine, dar a la da, da, capitala a Portugaliei. Așa, da. Așadar, așadar, ce avem aici? Virgil, te rog să comentezi acest lucru. e eu un acum. cadou oferit de către magistralul cunoscător al, al culturii noastre și acele luso-braziliană, Daniel Silva Perdigau. În sensul că la o reuniune unde acest triumvirat pe care îl da. văd telespectatorii, adică noi, am prezentat conexiunile culturale, istorice și diplomatice dintre România și universul luso-brazilian și a ales foarte bine pentru că de fapt e vorba aici despre chiar orașul Portul de unde se trage Daniel Pedigau și care a avut relații speciale cu, cu Brazilia. Chiar străbuni de, de, lui au, au, emigrat atunci în Brazilia și de acolo am impresia că s-a produs și, să zic, translația casei regale, dacă nu mă înșel, sau da, în da, da. Asta. da. Cred că prima oară când am citit despre vinul de Porto, a fost când am citit niște romane de capă și spadele lui Dumas. Băieții de acolo beau vin de Porto și Vin de Porto în cantități, da, da. Dar mai ales, vinul de Porto a e, alcoolizat timp de mai multe secole insula britanică. n-am. nu păi avut... nu aducem în România, oare? E, e, este, importo, dar nu, nu se importă. Ar trebui așa. să mă uit prin magazine să văd un, dacă este. Este, un sigur monstre, că, -am. -am. Se, este, sigur că se poate bea vin de Porto și în România pe molurile mari, mol mai mari da. din București, se găsește. Se găsește uh, Englezii au făcut din vinul de porto un vin al lor, practic, și pentru că aveau cu Portugalia un tratat uh, militar și uh, economic foarte vechi, considerat cel mai vechi tratat între două națiuni europene, ei uh, 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 uh ne-au apărat de Napoleon, de invaziile napoleoniene. Napoleon... Um, El era prea prietenos, venea cu uh, armate cu tot Da, ca Portugalia să închidă porturile noastre Angliei. Faimoasa blocadă uh, continentală. Faimoasa blocadă continentală. Noi nu trăim care acum e. o să de blocadă. Mă, mă gândesc adeseori. Uh, și adineori, când povesteai despre faimosul tratat dintre portughez și spaniol, mă gândeam, oare cine mai încearcă în zilele noastre să împartă lumea? Iar asistăm <laughs> la o tentativă. Da, da, da. Ten, tentația de a împărți lumea este mare. <laughs> și, da. De altfel, motivul Dar. pentru care familia regală și întreaga birocratie a statului a fugit în Brazilia ține de această uh, invazie napoleoniană printr-un da. general care îi promisese, de altfel că îi va da coroana Portugaliei Napoleon, generalul Sult, uh, pardon, Junot. Uh, au fost trei invazii, da. una dintre ele. Eu Prima este a lui Junot și Junot ajunge în Portugalia și vede vasele uh, cu pânze, vasele plecând din <laughs> toată <curdea. laughs> prin, prin estuarul tagoului spre Marea Înaltă Și există o vorbă în Portugalia, zice... Ficouaver neviju. Adică a rămas să vadă nave, ai rămas să te uiți la nave. A rămas de căruță. ai rămas de căruță, cam asta ar fi. Uh, echivalare. Echivalarea, da. Dar presupun că Porto nu doar prin vină este faimos. Tu care. vi chiar de acolo. Vinul naștere... este. Este marea emblemă economică da? și culturală a orașului Porto. Dacă vei veni, vei vedea că. Pe toată întinerea acestui râu care are numele poetic de Douru, adică râul, râul de aur. Un fel de ariaș. E, da, de aur. da, da. Na, râul exact. de aur care izvorește în Spania, dar acolo e un pârâu. Și abia la noi devine un fluviu important cu vărsare mare. E, și de-a lungul acestui râu și de-a lungul multor secole s-au creat niște trepte în granitul colinelor care... Ca niște orezării. Și atâta. pe aceste trepte crește această vie care dă vinul apoi alcoolizat, da. pentru că englezii nu beau vin. Pentru un englez sau pentru un danez, un, un rus, vorbesc de țările care importau vin de porto în secolul XIX, Um, un vin uh, la... 13 grade e, e o limonadă. E, e, lor le trebuia un vin alcoolizat <laughs> <laughs> la 19 grade, ceea ce. Unii să... dite ce pe care i-ai menționat, beau mai ales bere, da. ales beau vodka În mod curios, în Portugalia vinul de care are prestigiu, dar se bea în cantități homeopatice. Pentru că climatul biserica, nostru, da, da, o... în mici, da. mici da. paharele de, de... E un vin dulce. E un vin dulce. E dulce. E dulce. E dulce. Uh, în uh, englezii îl beau cu paharul Și rușii cred că îl beau cu sticla <laughs> <laughs> Pentru că atunci când vorbim uh, Despre relații uh, româno-lusitane Sau invers, lusitano-române uh, Sună un pic uh, Cum să spun uh, Șters, abstract Eu vreau să vă întreb un lucru Voi doi cum v-ați întâlnit? Cum v-ați împrietenit? A, a, bine, îți spun eu aici Din unghiul că... meu de vedere a, Cum a fost? <laughs> Am citit un eseu fabulos în România literară pe la finele anilor 90, care demistifica, într-un fel, da. uh, capodopera lui Mateiu Caragiale, dar prezenta conexiunea lui uh, absolut <coughs> extraordinară cu primul ambasador portughez în România, uh, Martiniu de Brederod, cel de pe Copertă, da. uh, care a fost atât de atașat de această țară încât nu a mai plecat de aici și a murit în anul cam deodată cu Stalin, în an, începutul anilor 50, fantastic. înhumat la Brașov, care atunci se chema orașul Stalin. A A ce până imagine. atunci, până la mijlocul da, secolului. Da. da, da, da. Și s-a integrat aici. Era un personaj extraordinar și a fost într-un fel transfigurat. Deci nu mai întreb dacă știa română. Ei, păi, da, nu Normal, dar tra... cum ar veni transfigurat personajul, celebrul personaj fantazii, reia foarte multe dintre trăsăturile lui și am citit aceste S.E.O. <laughs> Am rămas fascinat și întâmplător, grație marelui luso brazilianist uh, Mihai Zamfir, care atunci era ambasador în Portugalia, a dar unde este acest autor? Unde și acest e? autor era pe postul cam același pe care am ajuns eu la Lisabona, da? în Guinea-Bissau, era șeful Institutului da? Cultural și Atașatul Cultural al Braziliei, în Guinea-Bissau. Al, al Portugalii. scuză mă ai luat la Brazilia, da? A, da. Așa, și uh, a, a durat șapte ani până la acea <coughs> inaugurare evocată mai înainte, a, când la atunci, a, finalmente, am reușit uh, să stabilesc această legătură la care aspirasem pentru că am intuit că avem aici de-a face cu un, ce mai, manăcerească, adică un expert care cunoaște în detaliu și cu finețuri și subtilități cele două spații, latinii Orientului, cum zicea Eliade despre români, și spațiul extrem occidental al latinității. Mai, mai există alt da. alți semeni care, cum să spun, aduc ca fizionomie culturală cu tine, adică să știi atâtea și despre România, cultura română și despre... Portugalia, printre portughezi. Da. Au, fost mari. În Portugalia, portugheză se, se, folosește cuvântul divulgator, dar în da. română sună urât. Da. Mare, Um, promotor, prezentatoare, promotori promotor ai culturii române în Portugalia. Uh -huh. uh, Eliade este unul dintre ei. Uh, a făcut eforturi mari ca să traducă din literatura română și a reușit să o facă și mai ales un uh, lingvist, un uh, clasicist român, Victor Buescu, care până la urmă uh, s-a căsătorit cu una din studentele lui, o portugheză aristocrată, cu care a avut patru copii, copiii Buiescu, trei dintre ei, cel puțin, sunt astăzi intelectual celebri în Portugalia. Ce am mai... Și au devenit, practic, portughezi, nu? Sunt portughezi, nu știu limba română, dar cunosc toată opera de popularizator al culturii române a părintelui și a mamelor, da. da. Și uh, am aflat recent că cea mare, nu buiescu, a fost chiar uh, onorată la București cu un titlu de doctor honoris causa Inulat. pentru uh, sprijinul pe care l-a dat uh, uh -huh. a lungul vieții uh -huh. tuturor românilor uh, care au venit pe linie de cercetare literară sau intelectuală în Portugalia. Ce proiecte crezi că am putea, Daniel, avea în viitor românii și portughezii împreună pe linia asta, pe axa asta? Crezi că vom putea produce, de pildă, de, de, mari compozitori de Bosanova sau de Fado? Există în România câteva uh, persoane care uh, sunt excelenți interpreți ai uh... Uh, ai uh, folclorului uh, luso-brazilian uh -huh. pe această axă uh, numită axa dorului atlantic care traversează plumos, plumos. de la Lisabona prin Capul Verde al lui Cezaria Evora până în Rio de Janeiro, a Sambei și Bosanove, mm -hmm. această melancolie uh, Atlantică, uh, uh, a muzicalității noastre, este interpretată de persoane în România nu toate foarte cunoscute, mm -hmm. deși el a cunoscut da. un, divulga, un, un promotor, promotor <laughs> asta era un cuvântul promotor, era un promotor al uh, Bosanovei, da. aici la cred că am scris deja acolo în istoria jazzului portughez eu, să zic, un compendiu pe care l-am scris la începutul da. secolului și evident că am avut niște, cum să zic, contribuții esențiale pe, pe, acum nu intru în detalii de pe glob, dar în România Richard Oșanițchi a fost un compozitor de același nivel cu cei din Brazilia, pentru că pur și simplu făcuse un cu de fudră Îți dai seama simultan cu apariția Bosanovei care a fost în 1958. Deci el atunci a absolvit conservatorul, era un fel de, puteți spune, un fel de Mozart al muzicii românei, el da. era din Timișoara, și a găsit o vocalistă despre care am publicat acum în Steaua, unde este. director. unde mă și eu, a, da. Așa. Ileana Popovici, care avea timbru identic cu Astru Gilberto. Astru Gilberto fusese cântăreața care popularizase Bosanova în America pur și simplu doar pe criteriul că știa engleză. Că atunci foarte puțin. Dar avea o voce specială. Nu, vocea era extraordinară, dar ea era mariată cu João Gilberto, unul din fondatorii Bosanovei, și ei au zis, mai ce facem? Că ăștia când aud portugheza nu prea pricep textul. Ce se da. Și uh, Ileana Popovici avea un timbru atât de asemănător încât la seratele pe care le făceam cu extraordinarul diplomat, Lauro Moreira, care conducea un fel de ambasadă culturală a Braziliei în centrul Lisabonei, da. făceam făceam un rumenul Brasileiru, așa, serată. Da. Și când puneam muzica asta, toată lumea era bulversată și, și zicea, cum, Astru Gilbertu? Știe <laughs> să, să, cânte românește? <gură> <Pantr -o> Pentru că erau coviște. Era vocea <gură> identică. Minunat. Deci Oșanischii cu auzul lui și în dăduse Dar eu <gură> mi-am amintesc de o situație în care o delegație portugheză a venit să mănânce la uh -huh. casa pe vreme se numea Casa Centrală a Armatei, acum mi se pare că are alt nume, în București e da. un, un topos. Și e, spre sfârșitul, e, spre sfârșitul, noi eram deja în picioare e, la plecare, e, și taraful e, și doamna cântăreața din taraf întreabă de unde sunt domnii da. pe Kellner, iar Kellner îi spune sunt e, portughez din Portugalia. că ne, ne întreba să sunteți din Brazilia sau din Portugalia, adică știa ia diferența. <laughs> și ea ne cântă un fado al Mali, într-o portugheză perfectă. Extraordinară. Da, perfectă de. de, de, de e mai portugheză, de doamna? doamna? Nu, nu, e de la noi. ce deci, mai pun un episod da? dat de la ICR, de la lansare. Chiar la lansare, o invitasem pe Maria Răducanu, care cântă în cinci limbi extraordinari, inclusiv portugheză. Și a cântat fado și uh, serata aceea, că era de fapt punctul culminant al aniversării acestei inaugurări, se numea. De la Doina la FADU, e intenționat, Chiar că știam bun. că are pronunția da. foarte bună. Deci e un, unul din multele cazuri, iar cazul fabulos invers este că Amalia Rodrigues, care este cântăreața emblematică a Portugaliei. A era... Maria da, da, da. Da, da, era pur și simplu am de România și a avut aici concerte <coughs> istorice de la festivalul de la Brașov. Era foarte iubită S-a filmat în Multă vreme după ce s-a săvârșit din viață. Da, da, lumea da, da, da. da, 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 filmările de atunci sunt da. considerate de referință pentru Portugalia. fiindcă în Portugalia erau niște mici diferențe de receptare și lumea nu consideră acele filmări de la Brașov da. absolut simbolice. Dar eu îmi amintesc că în anii 60, da. <coughs> peninsula Iberică era reprezentată la nivelul cântecului mm -hmm. de o cântăreață și actriță uh, spaniolă, Salita Montiel. Montiel. <laughs> <laughs> și tot optim, totodată, și noastră, a tot... fost prezent la primul concert la sala Palatului mm -hmm. a Maria da? Rodriguez și mi-amintesc că Maria Rodriguez. A reușit să acopere total prestigiul salitei moțelice. Asta este adevărata iberică. Românii au îndrăgit-o de la primul concert. No, no, no. Sobrietatea, aceea. No. Rocia Neagră, la, la, la diamantul dia bine, pe care le aducea. Da. Bine menținută. Da, da, și postura ei a umbrit total prestigiul Saritei Montiel. <laughs> Era epoca în care românii iubeau și pe Juliet Greco. Da, primele. A venit și Juliet Greco, da, adevărat. O mare, cum să spun, convivialitate la tine la Radio Hai, București. Este. se transmiteau foarte multe muzici la zi din. Din Franța, Italia, oh, sigur. Spania, Portugalia și Belgia, nu, Jacques Brel. A fost o șansă. Sigur, sigur. A sigur. fost absolut da, o șansă. Eu mă gândesc acum cum s-a produs această emoționantă apropiere între ceea ce numei melancolie, cum e zis, atlantică? Atlantică, sau... da. Și uh, dorul nostru carpato-danubian, cum să-i spun, poate vine dinspre... Uh, câmpiile, eu știu, bătute de vânt ale răsăritului. Ce-o fi? No. Ce -o fi cu Apropierea de melosul arab. Nu nu, 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 nu. Melosul arab, da. Ce... Da, pentru că țara cea mai apropiată de Portugalia, uh -huh. în afara Spaniei, care no, no. este Marocul. Mulți evrei la alungarea lor din Portugalia au fugit în Maroc și avem o legătură, iar arabii au fost în peninsula iberică timp de câteva secole. Au fost au da, bine instalat. Pe de altă parte, în Balcan, influența uh, prin Turcia a melosului uh, da. uh, otoman și uh, a și el de melosul alab. Uh, deci, se... că e o undă orientală. Aici, e da? o undă orientală, e... se presupune că Fadoul a apărut în crâșmele portugheze, portugalii adus de marinari dar marinari care simțeau acest dor în Dică. mod special pentru că era o depărtare de țară dar obligatorie revenire Uh, și, dar totodată pe un fond uh, melopeic arab uh, preexistent. Și atunci, în aceste crâșme ale Lisabone nu și ale Portoului, în Porto, uh, Fado n-a avut uh, priză. Uh, a apărut Fado, care este un cântec uh, de jale, oarecum, de uh, un dor jalnic. al. Uh... e ai filiera, de Ia. fapt. Că e da. un sentiment care nu ține neapărat de influența exterioră, că avem și noi și ei același termen. Deci e saudade și dor care pretindem amândouă națiunile ca sunt termenii noștri definitori și unici da. intraductibili. Da. da. Vă imaginați că mai avem un singur minut și aș mai fi vrut să vorbim o sumedenie despre da prezența portugheză în Africa postcolonială. Nu mai apucăm, dar spune măcar un gând. Ai fost acolo, ai reprezentat cultura portugheză în Guinea-Bissau. Da, și am fost... Eu am ratat războiul colonial, pentru că mă aflam în România și am fost oarecum... Ai refractar, chiulit am chiulit la acest război. Dar toată generația mea eu, vorbea cu, eu, cu mare... Eu, Dor și cade un sortilegiu despre Africa, iar eu când am sosit acolo am simțit din plin acest sortilegiu african, adică e o civilizație care ne inspiră, ea a inspirat și pe pictorii francezi, impresionismul. Și abia aștept da. să facem o nouă întâlnire cândva și să continuăm de unde întrerupem acum. Cum Daniel, Virgil, vă mulțumesc tare mult mulțumesc, că ați venit. Vă, dragi prieteni, vă dau o întâlnire. Știți foarte bine poezia pe data viitoare. Numai bine!